This is the first time that so many Earth-sized planets are found around the same star. This is the most exciting discovery we've had yet. Prima exoplanetă, 51 pe Gassi B, a fost descoperită în 1995 de astronomii elvețieni. Potrivit NASA, până acum a fost confirmată existența altor 3500 de exoplanete în univers. Și totuși, ce este special de această dată? At least three of them appear to be in this Goldilocks zone, and that means that there's the possibility that water exists on these planets. It's a bit premature to jump to say that there might be life there, but it's exciting. It's an exciting discovery, kind of in our own backyard. O stea, nici prea mare, nici prea mică, și 8 planete care se tot învârt în vidul negru și înghețat al spațiului. Doamnelor și domnilor, bine ați venit acasă! Este sistemul nostru solar, format în urmă cu 4 miliarde și jumătate de ani. Iar, pe a treia planetă de la Soare, locuim noi oamenii, de vreo 200 de mii de ani. Spațiul, ultima frontieră, așa ni s-a zis tot timpul. Numai că nu e chiar o graniță, cu ajutorul științei, avem cum să trecem de ea. Așa că faceți cunoștință cu TRAPPIST-1, un sistem solar îmbietor cu 7 planete cam de mărimea Terei. N-au nici nume deocamdată săracele. Le cheamă B, C, D, E și tot așa. Ei bine, pe 3 dintre ele, aflate exact la distanța la care trebuie față de steaua lor, am putea să ne mutăm noi într-o zi. Numai că deocamdată nu prea avem cum. Numai că deocamdată n-avem cum să trecem fizic această frontieră de care vorbeam. Noua noastră casă este la vreo 40 de ani lumină. Înmulțim cu 365 de zile, cu 24 de ore, cu 3600 de secunde și gata, eu renunț, cifrele sunt deja mult prea mari. E prea departe. Ca să înțelegeți, de exemplu, Luna este la o secundă și jumătate lumină față de Pământ, iar Soarele se află la 8 minute lumină față de Pământ. Pentru conformitate, o secundă lumină înseamnă 300 de mii de kilometri. E mult. This is a model of our solar system. You can see the Earth with the Moon orbiting around us. The most distant planet in our solar system is Neptune. It's 4.5 billion kilometers away. These new planets are orbiting a star that's 40 light years away. Such a vast distance we couldn't possibly fit it in this room. In fact, it's not even in this building. In fact, it's not even in Cheshire. It'd be as far away as Cardiff. Presupunând că problema distanței ar fi rezolvată într-un fel sau altul, implicațiile acestei descoperiri sunt pur și simplu fabuloase. Ce-i drept, cu bătaie lungă. Steaua TRAPPIST-1 are o speranță de viață de 10 trilioane de ani. Soarele nostru a ajuns deja la jumătatea speranței sale de viață, estimată la 10 miliarde de ani. Așadar, peste câteva miliarde de ani, când Soarele va rămâne fără combustibil și sistemul solar din care face parte Terra nu va mai exista, TRAPPIST-1 va fi încă o stea tinerică. My opinion, this is the most exciting discovery we've had yet with Spitzer and its 14 years, almost 14 years of operation. Omenirea se uită în cer de pe vremea sumerienilor. Deci de durată a durat foarte mult. Trebuie să vedem dacă există oxigen, dacă există apă, dacă există condiții, temperaturi. Dacă vă ispitește mutarea pe una dintre aceste planete, nu e cazul să aruncați în valiză și ochelari de soare. Caracteristicile stelei TRAPPIST-1 fac ca lumina să nu fie mai intensă decât este la noi după apusul soarelui. De pildă ca în această fotografie. The discovery gives us a hint that finding a second Earth is not just a matter of if, but when.